Gerard Clark. Șut care îl pune în dificultate pe Attila Dorian, din nou nelipsitul Meleu. Iare ca și actori pe doi coloși, Conor Seal și Ladai Tamaș, împreună cu cei doi arbitri de linie. Ladai Tamaș face cunoștință cu gheața și conflictul se încheie. Vom vedea cu ce urmări, pentru că Josh Daniel este cu mâna dreaptă sus și urmează penalizările. Și iată că ceea ce era de așteptat se întâmplă. Gerard Clark și Ladai Tamaș. Din nou Ladai Tamaș pe gheață, culcat de Gerard Clark. Ambii jucători vor primi pedeapsă de meci, pentru că și-au aruncat mănușile. A fost un fair fight.